Calopăr, o comună doljeană cu 4.000 de locuitori împrăștiați în 6 sate. 4.000 de oameni cu visurile lor, cu aspirații și speranțe, cu necazuri și bucurii. Dintr-un sat într-altul, drumurile străbat câmpia tăcută, iar asfaltul se moaie sub soarele verii. Ceea ce până mai ieri părea un vis îndepărtat s-a transformat în realitate. Străzi asfaltate, alimentare cu apă, proiect pentru realizarea sistemului de canalizare cu fonduri europene. Acestea sunt deja obiective care prind contur. Bună ziua, sunt primarul Comunei Calopăr, mă numesc Catalina Marin, sunt la primul mandat, s-a încheiat primul an, realizările au început să vină, avem aici DC95, Țuglui Calopăr, tronsonul 2 care lucrăm acum la Calopăr, la Panaghia, care aveam un drum, era infernal, nu se putea merge, profesorii fac naveta cu microbuzul, toate firmele care veneau să facă contract cu profesorii veneau odată două ori și nu le mai convenea pentru că se defectau mașinile. Și eu cred că am realizat acest drum și toată lumea e mulțumită pentru acești 3 km de asfalt. Cât au costat acești 3 km de asfalt? 28 de miliarde. Și fondurile de unde au fost? Consiliul Județean. Oamenii din Calopăr au înțeles că investiția în viitor înseamnă, în primul rând, investiția în educație. Școlile din comună spulberă mitul clădirilor dărăpânate în care plouă prin acoperiș și copiii tremură de frig. Sala de sport a școlii din Sălcuța a fost reabilitată recent. Este o investiție de 3 miliarde de lei vechi de care localnicii sunt mândri. Mă numesc Toma Claudiu, sunt consilier local pe probleme de învățământ la Consiliul Local Calopăr. Mă rog, referitor la schimbările care au avut loc de când a fost investit în funcție nou primar, domnul Marinel Catalina. Este o relație cu comunitatea foarte bună, s-au făcut diverse investiții pe învățământ, săl de sport, grădinițe. Mă rog, ne ajută foarte mult în relația cu comunitatea, avem și comunitatea de rom care colaborăm foarte bine cu primăria, în special cu domnul primar. Deci s-au avut schimbări majore, zice, schimbări semnificative. S-au avut investiții, să zicem, am putea numi majore, sala de sport, probabil lucrăm la o încălzire centrală în școală momentan, care sperăm ca până în toamnă să fie pusă la punct. Legat de comunitate și așa, s-au făcut investiții la nivel de infrastructură, asfaltare, o variantă de aproximativ 5-6 km. Deci, pe ansamblu suntem foarte mulțumiți de domnul primar, la un an de la investiție s-a zbătut destul de mult să ne facă o viață mai bună, să zicem. Sperăm să... Ce mai așteptați acum, în acest an, ce realizări vă doriți, mai ales pentru învățământ? Pentru învățământ, în afară de sala de sport, dacă s-ar putea o bază sportivă, ar fi extraordinară. Elevii au descoperit că școala este un loc magic în care lumea îți dezvăluie tainele ei. Mă numesc Pandelică Nicolae, sunt profesor de limbă română în cadrul școlii Sălcuța Calopăr. Funcționez în sistem de 8 ani de zile. Dacă ar fi să mă refer la comunitatea de romi din Sălcuța Calopăr, ar trebui să spun că ea numără aproximativ 870 de membri. O mare parte dintre aceștia sunt plecați dincolo de granițele țării. În cadrul școlii Sălcuța Calopăr există un efectiv de 276 de elevi, din care 67,5% reprezintă copii proveniți din etnia romă. La momentul de față, școala se bucură de utilități și amenajări de care puține școli din județ se pot bucura. Anul acesta școala cu clasele 9 Sălcuța Calopăr a avut o promoție de clasa a 8-a care a numărat 18 elevi. Toți și-au obținut certificatele de absolvire a clasei a 8-a și la momentul de față putem spune că toți dintre cei care au absolvit clasa a 8-a sunt repartizați atât în sistemul electronic la licee și SAM-uri, cât și pe locurile rezervate pentru rom conform strategiei guvernului derivată din legea 416.
Ce credeți că mai trebuie făcut pentru învățământ în această comună? Ar fi multe de spus aici. În primul rând, dezvoltarea acelui interes cu privire la rolul și importanța educației în dezvoltarea copilului ca viitor om în societate, pe de-o parte. Pe de altă parte, derularea unor programe extracurriculare care să trezească interesul elevului către educație. Ar mai trebui spus că la momentul de față, prin implicarea primarului, au avut loc îmbunătățiri atât la nivelul infrastructurii școlii, cât și la nivel de comună. Eu am o vârstă și mi-era teamă că o să plec din lumea asta fără să văd drumurile asfaltate din comuna asta. Iată că, grație acestui om, respectat de comunitate și de mai mari județului ăstuia, s-a reușit să se facă această asfaltare mult visată de țigănimea și de comunitatea din comuna Calopăr-Sălcuța. Până de curând, orice ploaie era un coșmar pentru oamenii din Sălcuța. Nici ambulanțele nu puteau intra în sat pe ulițele noroioase, iar drumul copiilor spre școală era o aventură. Suntem în satul Sălcuța, în cartierul de romi. Aici am făcut prima pietruire la investirea mea de primar, aici nu se putea circula. Erau foarte defavorizați, copiii nu mergeau la școală decât în cizme și a fost primul lucru care l-am făcut pentru ei, ca să pot să-i aduc la școală, să integreze mai bine în comunitate. Nu se putea intra salvare, nu putea să intre o mașină de toamnă și până în mai aici nu se putea circula cu mașina. Acum se poate circula chiar, vedeți, și noastră în papuci. În primăvară a fost inaugurată noua grădiniță din satul Calopăr, o clădire modernă și funcțională cu încălzire centrală și apă curentă. Localnicii spun zâmbind că grădinița lor este mai frumoasă decât cele de la oraș. Într-adevăr, în acest mic univers, copiilor nu le lipsește nimic. Am ajuns în centrul comunei, suntem în comuna Calopăr, satul Calopăr. Aceasta e noua grădiniță care am făcut-o. Are un efectiv de 35 de copii, e o grădință nouă, modernă, cu grupuri sanitare, nu cred că e deosebire între comună și oraș. Am început-o anul trecut în toamnă și am terminat-o în primăvară. Care este investiția realizată? Investiția este de 5 miliarde. Fonduri? Fonduri de la guvern. Realizarea unei baze sportive moderne este un vis mai vechi al localnicilor comunei Calopăr, dar și o ambiție a primarului Marin Catalina. Proiectul pentru baza sportivă de la Dâlga a fost întocmit și lucrările vor începe în curând. Am ajuns în satul Dâlga, am plecat de la rezidența nouă care a văzut acela proiect. Avem acum un proiect de bază sportivă tip 1, cu tribune, vestiare, pentru aducerea tineretului în comună. Acesta e drumul DC95, care e tronsonul 2, care a realizat, acest proiect e realizat de mine în luna aprilie. După cum vedeți, s-a și terminat, am făcut și recepția la asfaltare. Mai urmează, avem un proiect pentru satul Belcin, care e în continuare la 7 km de Calopăr. Am un proiect acolo de 2 milioane de euro cu achiziție de două utilaje, care e strict necesar un greder și un buldoescavator în comună. Pentru că dacă nu ai greder și buldoescavator în comună, plătești din buzunar. Fiind utilajele tale și lucrând cu ele, nu mai dai banii. Care este valoarea proiectului bazei sportive? Valoarea proiectului bazei sportive 13 miliarde 900, aproape 14 miliarde. Când credeți că veți începe lucrarea și când o veți recepționa? Da, lucrarea e licitată, e contractul făcut cu o firmă, urmează să primim banii. Cred că cât de curând o să primim și banii și să ne apucăm de lucru. Peste dealurile înverzite ale Calopărului, timpul pare încremenit. Însă viața oamenilor s-a schimbat, iar comuna renaște câte puțin în fiecare zi. Faptele se văd. Se vede de la sine. Asfalt, frumos, șanțuri făcute la porți în satul Dâlga. Peste tot se lucrează foarte bine. Domnul primar, care este ales nou, își face datoria cu prisosință.